Evanghelistul Franklin Graham a anunțat că se va întoarce în Ucraina pentru a transmite un mesaj special în această duminică de Paște. Voi împărtăși un mesaj pentru care lumea întreagă trebuie să-l audă. Iisus Hristos, Prințul Păcii, a biruit păcatul și moartea acum 2000 de ani, când a înviat biruitor din mormânt, a spus Graham. Această veste bună schimbă totul, pentru inimile individuale, pentru comunități și pentru națiuni întregi. Graham a călătorit în țara devastată de război în luna trecută, în timp ce ministerele sale au lansat eforturi de ajutor pentru a ajuta ucrainienii aflați în nevoie. Într-o postare pe Facebook, Graham a anunțat că mesajul său de Paște va fi difuzat pe Fox News pe 17 aprilie la ora 12. Cea mai profundă mulțumire față de prietenul tatălui meu Billy Graham, domnul Rupert Murdoch, care oferă timp de antenă de televiziune pentru asta, a scris Graham. Sper că veți marca calendarul și veți planifica să urmăriți cum sărbătorim motivul speranței noastre. Iisus e viu. Amintiți-vă să vă rugați pentru poporul Ucrainei. Potrivit site-ul BGEA, evenimentul special va prezenta muzica unui cor ucrainean format din 80 de persoane, dintre care mulți au fost afectați de război. De asemenea, doi ucrainieni sunt așteptați să rostească rugăciuni în timpul mesajului de Paște. După cum a raportat anterior Christian Headline, Graham a scris președintelui rus Vladimir Putin și președintelui ucrainean Vladimir Zelensky, cerând o încetare a focului în Săptămâna Mare. În perioada de vârf a pandemiei de COVID-19, Graham a transmis și un mesaj înălțător din Central Park din New York City. Mesajul a fost difuzat și pe Fox News. Înainte de întoarcerea sa în Ucraina, Graham le-a cerut creștinilor să se roage ca Dumnezeu să deschidă inimile Evangheliei și să atragă pe mulți către mântuirea în Iisus Hristos. Se cerem în continuare Domnului să intervină și să pună capăt conflictului din Ucraina, a subliniat Graham. Distribuie și abonează-te pe canalul Hrana Ta!